Noi vrem să facem biscuiți din Nutella. Pentru aceasta este nevoie de Nutella, făină și ou. Vom pune totul în cantități egale. Hai să începem cu Nutella. Pune două linguri de Nutella. Linguri mari, dulce. Așa. Poți să te ajuți cu digitelul? Hai. Noi înainte de aceasta ne-am spălat mâinile. Așa. Așa. Acum, hai să stricăm ouă. Dă-i eu să... la aceasta. Stai. Că mie nu tare să primești. Da. Îi dăm drumul. Ah, la mine data aceasta tot nu mi-a ieșit. Op. Ei, până la urmă am făcut ceva. Și pune două linguri de făină. Uite. Eu am mesec. Iată așa, eu prima, tu a doua, bine? Ui. Așa. E bine, cred. Și tu amestici, da? Ok, hai eu pun, da. Dă să facem, uite așa. Oh, arată așa de sărani. Uite așa. Amestecă, așa. Să fie o masă omogenă. Am amestecat totul și uite așa o masă omogenă am obținut noi. Acum după aceasta, în tavanul nostru am acoperit cu hârtie de cop și vom turna acum masa aceasta. Să-i dăm drumul. Haide. Uite așa. Așa tot. Da, e bine. Așa. Lasă fie așa. Acum. Uite așa. Tac. Spune, tu pentru prima dată faci biscuiți. Da. Noi am făcut 4 biscuiți, ajunge 4 pentru fiecare membru al familiei și pentru testare cred că este destul. Și acum, după ce am aranjat totul pe tava, vom pune în cuptor la 180 de grade să se coacă. Și până când se coc biscuiții noștri, ne-am gândit să nu pierdem timpul și să pregătim ceva pentru ei. Adică un pahar de suc stors de noi personal, 100% natural, de rodii. Pentru aceasta avem nevoie semințe de rodii, un plic de peliculă cu încheietoare, un melestiu și o cană în care vom stoarce sucul. Haideți să vedem dacă funcționează acest life hack. Vărsăm așa toate semincioarele de rodii. Așa. Este. Și închidem plicul. Închidem bine. După aceasta, cu acest melestiu, pisăm totul. Da, nu se duce. Hai. Uite cum se vede că este puțin suc. Așa. Tati cu bate. Tati cu bate doba. Tati cu bate tare. Deschidem puțin, așa. Și turnăm. Wow! Funcționează! Trebuie să depisăm. Neapărat. Să vedem. Aici cred că se mai poate depisat. Dar nouă ne este interesant dacă ne reușim, dacă este gustul. Wow! Hai tu să suntem, prima. E bun! Simte gusta de rodie. Parcă tu mănânci rodie care e lichidă. Da, am băut multe sucuri de rodie, dar niciunul nu a fost așa. E foarte bun. Life-hack-ul funcționează. Mulți dintre noi știu că atunci când tăiem un avocado, el este așa frumos, verde, deschis, dar ținându-l așa mai mult timp, el apoi se negrește și noi ce facem, îl aruncăm. Dar ce trebuie să facem ca noi să-l păstrăm mai mult timp așa? Lifehack-ul următor ne spune că trebuie să luăm o bucată de ceapă, să o punem aici în caserolă cu avocado, să închidem bine și să o punem la frigider. Și avocatul nostru nu se va înnegri. Tăticu, dar ce să facem cu bananele? Ele peste un timp se vor înnegri. Pentru aceasta, următorul lifehack ne spune că trebuie să luăm o bucată de folie și să acoperim codițele. Iată așa. În acest mod, bananele își păstrează culoarea galbenă până la 7 zile. Adică o săptămână. Și a venit timpul biscuiților noștri. Sucul de rodi deja l-am băut, pur și simplu a fost foarte delicios.
Dar hai să vedem cum ne-au ieșit biscuiții. Așa, la înfățișare arată foarte bine. Sunt moi sau tari? Sunt așa moi, mâncăluți foarte buni. Și le-am copt 12 minute. Așa, hai să gustăm. Pe deasupra au o coajă puțin crocantă, ceea ce îmi place foarte mult. Da. Și la gust, foarte bine au ieșit, nu? Îți dulci și ori, chiar îți gustoși. Aș mai face așa biscuiți. Lifehack-ul din TikTok funcționează. Și trecem la următorul. Și următorul lifehack ne spune că noi putem face o omletă în cuptorul cu microunde. Așa. Este. Și următorul? Hai încă o dată. Așa. Și disparte. Nu apăsa, disparte. Așa. Foarte bine, Jasmina. Acum, dăm și asta aici. Noi am luat aceste ingrediente. Voi, dacă vreți, puteți folosi alte ingrediente. Dar neapărat să fie ouă, pentru că omleta este din ouă. Așa. Acum amestecăm foarte bine. Wow. Și am uitat să menționez că trebuie să punem și sare. O mâncare delicioasă este cu sare. Așa. Ca în restaurant. Amestecăm. Eu cred că este bine. Și acum putem să punem în cuptorul cu microunde. Setăm la 3 minute și pornim. Iată așa arată omleta. Hai să gustăm. Dai, cam fierbinte. Mi-am place. E gustoasă. S-a făcut destul de bine. Toate ingredientele sunt gata. Așa că 3 minute în cuptorul cu microunde și lifehack-ul funcționează. Tati, privește ce am. Ce ai? Un kiwi? Da. Și eu îl văd ea cu puterea minții. Serios? Ia să văd. Wow, Jasmina! Așa pot și eu. Dar ceea ce îți voi arăta eu în clipile următoare va fi un adevărat truc. Pentru că lifehack-ul din TikTok ne învață cum putem să curățim kiwi cu ustensile de la mixer. Și pentru aceasta trebuie să tăiem kiwi în două și apoi să băgăm ustensila în interior, așa, atent, așa, până când simțim că am ajuns la coajă. După trebuie să rotim. Bă, e cam verde kiwi-le acesta, îmi pare. Că ăla din s-a venit. Da, eu n-aș spune că cam mi-a ieșit. Nu știu cât de tare a funcționat acest lifehack. La mine a ieșit așa. Sau, într-adevăr, kiwi-le te simțea că era tare și era cam verde, probabil. La mine nu se vede deloc. Asta e. Voi decideți, a funcționat acest lifehack sau nu? Dar kiwi-le este gustos. Când ți-au venit prietenii în vizită și tu vrei să-i servești cu ceva și ai doar portocale, cum poți să-i servești într-un mod creativ? Trebuie să tăiem portocala în două jumătăți, uite așa, apoi tăiem fundulețul, așa-l numim noi, și aici, uite așa. După aceea, introducem cuțitul și trebuie să scoatem miezul. Este. Uite așa ne-a reușit. După, introducem căpăcelul acesta aici și punem aici. Asta e o farfurie. Da. Pentru portocal. Și apoi tăiem portocala mărunt, dar așa, în formă de cubulete. Cât este de posibil. Wow, e foarte coaptă. Și punem aici. Și s-a primit. Și cu a doua jumătate facem
Exact cum am făcut și cu prima. Uite așa arată coșulețele noastre. Foarte drăguțe, aș spune eu. Voi puteți mânca cu mâna, cu furculița. Noi am ales să mâncăm cu scobitoarea. Portocala adevărată. Lifehack-ul funcționează. Frumos și gustos. Următorul lifehack de pe TikTok este foarte popular. Și noi vom face chec brownie cu Oreo și lapte. Nu am făcut niciodată acest lucru și îl vom face pentru prima dată împreună cu voi. Deschidem Oreo și îl punem într-o farfurie. Așa. Și uitați-vă ce facem. Îi fărmițăm. Așa. Cât de tare putem îi fărmițăm. Am fărmițat câteva Oreo. Și acum turnăm lapte. Așa. Turnăm. Așa. Și acum trebuie să facem să fie o masă omogenă. Așa. Ouă. Biscuiții au început să se moaie și se fărâmă mai ușor. Așa o masă omogenă trebuie să obținem și pe ea trebuie să o punem în cuptorul cu microunde pentru 2 minute. Apropo, lifehack-ul cu Oreo și lapte funcționa la 200%. Ia uitați-vă, este un adevărat brownie, este foarte gustos, este puhav. Mi-a plăcut foarte mult, cred că este preferatul meu lifehack din acest episod cu noi testăm lifehack-uri culinare din TikTok. Da, așteptăm like-urile voastre și dacă nu ești abonat, abonează-te chiar acum și noi vă zicem pa-pa! Pa-pa! Foarte bun. Mai foarte mult ca așa ceva. Neapărat.